Nu am făcut altceva decât să extindem colaborarea dintre Bulgaria și România cu Serbia și cu Grecia. Așa cum s-a spus mai devreme, nu suntem România o țară vecină cu Grecia, dar suntem o țară parteneră cu Grecia și o simțim ca și fiind în vecinătate. Suntem patru țări care formăm Balcanii de Vest, Balcani care poate să fie în egală măsură o poartă de intrare în Uniunea Europeană, o poartă de ieșire în Europeană sau un zid care să apere Uniunea Europeană. Avem același interes și strategic și economic, dar și de bun vecin ca Serbia să devină țară membră a Uniunii Europene. Avem aceleași interese strategice ca Serbia să devină și toate țările pe care le reprezentăm independente energetic, să avem acea siguranță energetică de care se tot vorbește. Este importantă interconectarea pe gaze a Serbiei cu Bulgaria, este importantă interconectarea Serbiei cu România pe rețelele de energie electrică la care lucrăm, dar este important ca toate cele patru țări să acționăm ca un singur partener în ceea ce privește relațiile energetice cu restul Uniunii Europene și să evităm dependența de un singur furnizor. De asemenea, proiectele de infrastructură este nevoie de o coordonare, fiindcă vorbim de proiecte comune de infrastructură, dar avem și proiecte naționale, iar coordonarea între proiectele naționale este de asemenea foarte importantă pentru a dezvolta o rețea sub cele internaționale, marile coridoare europene, care să permită schimburile economice mai mici, care de fapt fac baza de zi cu zi a comunităților care trăiesc la graniță. Am convingerea că am descoperit sau suntem într-un parteneriat foarte pragmatic, nu mai avem timp de pierdut, istoria nu ne așteaptă, avem o oportunitate imensă pe care eu sunt convins că o fructificăm și datorită faptului că până la prima întâlnire deja avem niște termene, avem niște ținte, avem niște proiecte pe care să le urmărim.